Cazul bărbatului dispărut, iar ulterior sfâșiat de animale în zona aerodromului Drobeta, a rămas neelucidat pentru mulți dintre cetățeni, însă mai ales pentru membrii familiei. Aceștia nu cred în moartea îngrozitoare a bărbatului, întrucât modul în care a fost adus acasă este de neimaginat. Hainele erau intacte. Urmează declarații sfâșietoare făcute chiar de fiica bărbatului. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Nici la poliție nu l-au dat dispărut, am început să zică că l-au căutat, dar eu nu cred că îl căutau, îl găseau în 11 zile. Și după 11 zile l-au găsit mâncat, bine, eu presupun că nu parea mâncat, e ceva dubios. Moarte foarte suspectă, mie mi se pare. Hainele erau foarte intacte, deci nu erau mâncate, nu erau nimic. Cazul bărbatului sfâșiat de animalele sălbatice în zona aerodromului Drobeta-Turnul Severin a rămas un mister până în aceste zile. Bărbatul fusese dat dispărut de către familie până când organele abilitate au găsit trupul neînsuflețit al acestuia într-o pădure. De nerecunoscut în prima fază s-a declarat faptul că trupul bărbatului fusese sfâșiat de animale. În urma activităților de căutare efectuate de forțele de ordine în cazul dispariției unui bărbat din zona aerodromului Drobeta, a fost depistată o persoană decedată în proximitatea satului Gârnița. În urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea persoanei ca fiind cea pentru care se efectuau căutări. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Însă fiica acestuia, contactată de membrii echipei mele, dințul meu, a făcut declarații uluitoare despre modul în care a fost adus trupul tatălui său. Poliția cum l-a adus pe tatăl dumneavoastră? Era îmbrăcat, deci de la vârf în jos era îmbrăcat, nu mai avea nimic, avea două mâini, un craniu care erau mâncate și hainele mi se pare foarte, foarte ciudate, erau intacte, nu erau mâncate, n-aveau niciun, nu știu, și încălțat iar cum îl dă de animalele, cum îl descălțau, aia e foarte ciudat. Deci n-avea un adidas și niciun ciorap în picioare, cum îl, că îi mâncau piciorul întreg. Deci aia mi s-a părut mie foarte ciudat. E o moarte foarte suspectă. Mie mi se pare hainele erau foarte intacte, deci nu erau mâncate, nu erau nimic. Familia bărbatului este îndurerată de modul în care acesta și-a pierdut viața. Cu urme de regrete, totuși, fiica acestuia nu crede că trupul neînsuflețit al tatălui său a fost mâncat la propriu de animale. Aceasta crede că a fost mai mult decât atât. După 11 zile l-au găsit mâncat. Bine, eu presupun că nu parea mâncat. E ceva dubios. Mâncat și poliția nu mi-a dat nimic, niciun detaliu, nimic. Deci, nu știu. Nici la poliție nu l-au dat dispărut. Am auzit că n-au scris nimic, că e dispărut, că nu știu ce. Începuseră să zică că l-au căutat, dar eu nu cred că îl căutau, îl găseau în 11 zile, cum era presupus că îl căutau. La ce distanță a fost găsit de locul dispariției? De 200 de metri de unde lucra el, adică în 200 într-o pădure, nici putea să-l găsească, dacă mă duceam eu îl găseam, dar mi-au spus să nu intervin, că intervin ei, că ce să fac eu. Cazul șocant din Mehedinți este alarmant. Familia bărbatului trece prin clipe grele de neimaginat. În pădurea în care trupul neînsuflețit ar fi fost sfâșiat de animale ar fi cauzat de fapt moartea intenționată a bărbatului.